Posesorii de automobile mai vechi de 15 ani au ocazia să le valorifice în cadrul programului Rabla Local, coordonat de Administrația Fondului pentru Mediu. În evidența municipalității figurează 60.000 de autoturisme, dintre care peste 20.000 sunt mai vechi de 15 ani. Cei care se înscriu în program vor primi 3.000 de lei pentru autoturismul uzat. 60.000 de mașini în Buzău și acum am constatat că astăzi am avut o hotărâre de Consiliul Local, intrăm și noi în programul ăla, în care buzoienii care au mașini peste 15 ani vechime pot primi 3.000 de lei pe această mașină mai veche de 15 ani. Deci am aplicat și noi la acest program. Programul vizează în special autoturismele care nu mai circulă. La Buzău, succesul unui astfel de program ar putea debloca, spune Dili, multe locuri de parcare. Am constatat, bineînțeles că am întrebat la Direcția Economică câte mașini de astea avem în oraș. Din 60.000 de autoturisme, 20.000 sunt mai vechi de 15 ani. Vă dați seama ce e aici? Nu mai spun alea care sunt peste, probabil, între 10 și 15 ani, mai avem 50%. Nu știu, informația asta n-am cerut. Dar vă dați seama ce poluare avem în oraș, o mulțime de locuri de parcare blocate și foarte multe din aceste mașini nu mai circulă. Sau care circulă, poluează, care nu circulă, blochează locurile de parcare pentru alți oameni care au nevoie de ele. Sper să intre cât mai mulți buzoieni în povestea asta, chiar dacă înseamnă și mulți bani. Buzăul va primi finanțare pentru 20.000 de autovehicule.